sperăm că n-am luat apăiat. Bine că vă dat azi de 27 august, bară în bară de la Gigea spre Eforie. Vrea Gigea să merge. Devine masiv la mare. Mai ce mă duc. Haide bă, carnete luate la Pitești. Nu știu, blocaj pe sens, nu știu, dar mai puțin. Nu e chiar din Agitea, dar oricum e aglomerat. E totuși sfârșit de august. De la umbră. Avem frâne, avem discuri, avem cauciucuri noi, avem lichid de frână nou, avem mașină, pompă, am străină. Ai, știi cum e rândul de aia cu aventități? Oricum, pe ce e ăla? Hai bă, GTI, cu telefonul la ureche. Da, tu ești șoferul, pe ce bandă să te duci să-i dai jar la GTI? Dacă te lasă aici, te bag la cutie să nu poți fi aici. Ăsta te tragă curentul cu geamul deschis și pot după geamul. Luați-le, mă, dați-le amendă, mă. Adică ce, mașina aia nu are Bluetooth, nu are speaker, nu are alea, ai iPhone, dar cum se vede iPhone-ul dacă folosești Bluetooth-ul? Îl ai la ureche. Robința lui stă și ea, stă și ea cu copitele pe bord. La 60 de ani, ea stă în poziție ginecologică pe scaun. Ia filmează-l. Ce zici, mă, vorba aia, s-a zis troapa în copac? S-a zis troapa pe airbag? Nu ți-ar să-i râi airbagul să-ți îndrepte degetele alea încărligate de vârstă. Mie-mi place în trafic, că e de râs. Da, mă, e de râs și plâns în același timp. Hai, tata, e ca gata. Deci cum stă baba la 60 de ani în poziție ginecologică pe scaunul din față? Cu tălpișoarele ei alea. Ai văzut pălăria pe genunchi? Pălăria pe genunchi să nu o tragă curentul la scurbă.
doğru Fenerbahçe sana kadar. İmadı bağlı. Bu aşağı sınırca maşın. Herhalde sıfı yapmış, hiç de tırıcı da yazın. O vedeți pe Adela ce frâne pun în dreapta la mine aici. Că eu am un stil total neconvențional. Dar chiar fi și dacă nu e mașină de școală, nu poți să ai dublă pe unul. Să am și eu niște frâne aici. Am zis. Nu s-o face, nu? O să spui cine te oprește. Păi nu-i legal. Păi nu-i legal. Le dai jos, că te duci la ITF. Și dacă te oprește în trafic cineva? Te oprește în trafic și nu. Dar e mult bărbată că eu nu prea pune frână. Bărbată mă înseamnă și cam ca să frâne. Nu prea. Nu prea știe că să pună frână. Să o bagă, mă dă o scherie. Și eu întotdeauna sunt puțin gravită și mi-e să nu lepăr. Bagă aici la umbra firului. Că-i cald afară. Da, nu vă mai țin că am asta pus ruta Constanța Eforie în 7-8 minute, cât dracu sunt acolo. Eforie Constanța. Ta-da!